Bună ziua tuturor! Acest videoclip este să vedem dacă persoana la care vă gândiți vă mai iubește. Avem sau persoana cu care sunteți în momentul prezent, da? Poate să fie vorba atât despre persoană cu care nu mai comunicați, da? Sau de care v-ați despărțit de curând, dar poate să fie vorba inclusiv de partenerul, partenera cu care sunteți în acest moment. Deci vă gândiți la ce persoană doriți voi. Avem două variante, prima variantă galben și a doua variantă roșu. Voi începe cu prima variantă, culoarea galbenă. Dacă nu v-ați hotărât nicio problemă, puteți pune pauză și continuați după. Voi, pentru această persoană, pot să spun că sunteți un dar dumnezeiesc. Și o să vă explic și de ce. În momentul în care această persoană v-a întâlnit, s-a gândit, a dat norocul peste mine. Ceva de acest gen. Însă, probabil că poate nu a știut sau poate nu știe cum să se comporte pentru a fi un anumit echilibru între voi doi. Iubirea dintre voi este o iubire prea fericită, ați gândit acest lucru. Există multă pasiune între voi, există atracție fizică, mentală. Aici este posibil ca voi, cei care priviți acest videoclip, să fiți un pic, din punct de vedere al inteligenței, un pic mai sus decât persoana la care v-ați gândit, chiar dacă această persoană nu lasă să se vadă acest lucru. Această persoană în acest moment este la gândurile dintre voi și persoana la care v-ați gândit, este într-un impas destul de mare. De ce? Pentru că se gândește destul de mult la ceea ce se întâmplă între voi, la ceea ce reprezentați voi pentru această persoană. Această persoană s-a convins că trebuie să renunțe la anumite lucruri pentru voi, pentru a putea fi cu voi. Dacă până acum această persoană a avut anumite orgolii, anumite idei, acum trebuie să renunțe la ideile respective, la orgoliile respective pentru a putea fi cu voi. Altfel, e clar că voi i-ați spus acestei persoane că n-are nicio șansă ca relația voastră să înainteze dacă această persoană nu renunță la anumite orgolii, vicii, idei și așa mai departe. Sau poate chiar că i-ați spus să renunțe la anumite persoane și acest lucru nu i-a plăcut. Da? Dar pentru a nu vă pierde, va face și acest pas. Această persoană poate are momente când se poartă mai rece cu voi sau poate chiar în această perioadă. Însă, o face cumva în mod intenționat, gândindu-se că dacă se poate arăta așa mai rece cu voi, poate că voi nu-i mai spuneți să renunțe la orgolile pe care le are, la viciile pe care le are sau la ceea ce ați spus voi să renunțe. Din câte văd, atât voi cât și cealaltă persoană, probabil vă gândiți, dar cred că în special voi, vă gândiți la o călătorie. Sau poate că se întâmplă să, din cauza problemelor care intervin între voi sau care intervenit între voi, vă gândiți la o separare, vă gândiți la o pauză, vă gândiți la a ieși puțin din această relație. Cumva este posibil chiar să considerați că partenerul nu vrea să, sau partenera nu vrea să-și asume anumite responsabilități față de voi. Plus că este posibil chiar să descoperiți anumite minciuni sau prefăcătoria acestei persoane și lipsa de scrupule. Voi vă simțiți destul de răniți, rănite și poate din acest motiv ajungeți să gândiți că este mai bine să renunțați la această relație și să vă vedeți de drumul vostru. Unele dintre voi este doar la nivel mental această separare, pentru alții poate fi inclusiv la nivel fizic. Depinde acum de fiecare dintre voi. Țineți cont că este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor.
Această persoană, așa cum am spus puțin mai devreme, îi este frică că va fi părăsită. Încearcă să-și aducă aminte de momentele frumoase și încearcă chiar să gândească cum ar putea să vă impresioneze pentru a vă mai ține pe loc, pentru că și-a dat seama de ceea ce pierde. Sau poate că voi sunteți persoana care regretați, nu știu, da, deci vă puteți pune și vedeți cum rezonează etalarea și dacă este cazul, pentru că sunt aici persoane printre voi care, chiar dacă zic că cealaltă persoană regretă, da, e posibil să fiți chiar voi cele care regretați situația aceasta, adică nu e neapărat vorba doar de persoana respectivă. Aici, într-adevăr, mai se poate întâmpla ca voi, cei care vedeți acest videoclip, să fi fost în postura de amantamantă, să fi considerat această relație ca un dar mirific al vieții și să vedeți prin această persoană acea pasiune nebună, dumnezeiască a iubirii. Da? Deci, cumva voi și cu această persoană v-ați simțit foarte bine, există o anumită chimie între voi. E clar, poate să fie vorba și de cea de-a treia persoană, dar se poate întâmpla ca acest lucru să fie și într-o relație normală, nu neapărat într-o relație de trio sau mai știu eu cum. Dar cert este că sfatul pentru voi este să vă gândiți foarte bine în ce direcție mergeți și cum veți acționa pe mai departe. Această persoană, da, într-adevăr vă iubește, într-adevăr își dorește să fie alături de voi. Această persoană în viața voastră aș putea să spun că este acel gen de persoană care este exact opusul principiilor voastre. Adică dacă voi până acum v-ați gândit că nu o să vă uitați niciodată la o anumită persoană, să zicem blondă, brunetă, da, sau mai știu eu cum, ați avut anumite principii, eu zic așa, culoarea părului sau lucruri de genul, dar bineînțeles că pot fi și aspecte fizice, pot fi tot felul și la nivel psihic și așa mai departe. Dacă voi ați gândit sau v-ați gândit că poate nu luați o persoană care are mai puțin bani decât voi sau ceva de genul, uite că această persoană v-a făcut să gândiți lucrurile diferit și vă face să gândiți lucrurile diferit, pentru că este acel gen de persoană care exact voi cum ați mers până acum pe anumite principii, acum această persoană este exact opusul principiilor voastre. Dar voi trebuia să treceți prin lucrurile astea pentru a înțelege că nu trebuie să mai țineți cont de principii, ci pur și simplu trebuie să luați oamenii așa cum sunt. E clar că această persoană vă și dezamăgește foarte mult, v-a și dezamăgit foarte mult, dar în același timp știe să vă ofere și iubire. Aici voi sunteți cei cele care puteți să mai dați sau nu o șansă acestei persoane. Mai poate exista o comunicare între voi dacă deja sunteți separați și nu comunicați. Mai este șansă să porniți din nou pe un drum împreună, dar asta doar dacă vă doriți voi. Pentru că dezamăgirea din câte văd din partea acestei persoane față de voi este una destul de mare, care cumva vă pune pe gânduri dacă se merită sau nu se merită să mai dați o șansă acestei persoane. Dar haideți să vedem totuși intențiile acestei persoane față de voi. Intențiile persoanei față de voi. Deci de iubit vă iubește, nu se pune problema. Intențiile persoanei față de voi. Intențiile persoanei față de voi, să știți că nu sunt, în acest moment cel puțin, nu sunt unele benefice, sunt unele care, nu știu aici ce s-a întâmplat între voi, dar această persoană, dacă v-a pierdut cumva, încearcă să se răzbune. Dacă încă nu v-a pierdut, încearcă cumva, chiar dacă a greșit, cumva să dea vina pe voi, cumva să se dea drept o victimă. Să spună ceva de genul că voi ați rănit această persoană prin cuvinte, prin fapte, prin comportament, dar niciodată nu vrea să recunoască că trebuie să facă o alegere, că trebuie să renunțe la ceea ce voi i-ați spus să renunțe.
În acest moment nu văd ca această persoană să aibă intenții de a renunța la ceea ce ați cerut voi, indiferent de sentimentele pe care le are pentru voi. Da, va reveni în viața voastră dacă sunteți certați. Aici văd că predomină foarte mult zodia fecioară, gemeni, săgetător, balanță, vărsător, dar bineînțeles că pot fi și alte zodii. Da? Deci nu văd ca în acest moment această persoană să, într-adevăr să facă schimbările pe care voi îi le cereți. Pentru că știe că de câte ori voi ați plecat de la această persoană, de atâtea ori v-ați reîntors și cumva această persoană consideră că nu e necesar să schimbe ceva din comportamentul său pentru a fi împreună cu voi, pentru că voi până la urmă veți accepta tot ce face această persoană și nu e nevoie să facă anumite schimbări pentru voi. Cumva această persoană, în loc să spună, da, renunț la vici, la tot pentru tine, pentru că țin la tine, nu, din contră zice, dacă mă iubești, mă iubești și cu bune și cu rele și cu... Da? Deci ceva de acest gen. Adică tot voi trebuie să renunțați la anumite lucruri și tot voi trebuie să acceptați orgolile și vicile acestei persoane dacă îl mai iubiți și vreți să mai rămână în viața voastră. Dar această persoană are sentimente pentru voi, nu se pune problema, ține la voi, dar nu într-atât de mult încât să renunțe la vicile și orgolile sale pentru voi. Da? Deci tot voi trebuie să fiți cele care faceți schimbările necesare și să la voi, da? Dar să-l acceptați sau să o acceptați așa cum este. Acum depinde doar de voi dacă vă doriți sau nu acest lucru. Aici nu știu dacă am zis, mai poate fi vorba inclusiv și de zodia Taur-Capricorn. Da. Ok, să trecem mai departe la culoarea roșie. Hai să vedem dacă persoana la care vă gândiți voi vă iubește. Aici, pentru unele persoane, putem vorbi inclusiv despre o relație de lungă durată, nu o relație care a pasageră, ca să spunem așa, pentru că a fost ceva care a fost creat în timp. Nu a fost ceva care a fost doar de moment și atât, o aventură și gata. Dar în același timp, voi ați crezut că este persoana potrivită pentru voi, dar acum este, poate fi momentul în care voi să gândiți foarte bine dacă această persoană mai este favorabilă în viața voastră sau nu. Pentru că din câte văd aici, s-a mai pierdut din sentimente, într-adevăr, nu în totalitate, pentru că mai există anumite sentimente, mai există, dar cred că e mai mult obișnuință, mai există și pasiune, dar e o pasiune cumva, aș putea spune, mai răruț că e mai drăguț, da? Și de asta și există această pasiune, sau cumva această persoană este la distanță și vă vedeți destul de rar și din cauza asta mai există și această pasiune. Pentru că văd că această persoană este cumva relația voastră este blocată de o anumită distanță. Și atunci este posibil ca această persoană să fie la distanță de voi și tocmai din acest motiv să se întâmple anumite lucruri și să existe anumite situații nu tocmai drăguțe. Voi este posibil să considerați că această persoană, această relație este destul de amenințată, pentru că este un conflict în care sunteți implicat în mod direct și asta vă pune în dificultate legătura afectivă cu partenerul sau partenera.
Indiferent de, e adevărat că distanța între două persoane poate aduce destul de multe conflicte, însă dacă știți cum să le depășiți, veți trece cu bine peste această situație fără niciun dubiu. Așa cum am spus, acum, în această perioadă, este, aș putea spune că este momentul culminant al relației sau poate chiar a căsătoriei, când trebuie să decideți dacă mergeți mai departe sau nu cu această persoană. Sau ați ajuns, dacă sunteți doar într-o relație de cuplu sau o relație simplă, este momentul ca să faceți un pas înainte pentru căsătorie. E posibil ca această persoană în perioada imediat următoare să vină și să vă ceară în căsătorie. Dacă nu sunteți căsătoriți, dacă v-ați despărțit de această persoană, este posibil să vină chiar să vă reîmpăcați. N-ar fi nimic exclus, pentru că aici vorbim de iubirea uriașă ce este predestinată. Nu este o iubire întâmplătoare. Este o iubire imensă, dezvelită, adică în sensul că aici fiecare dintre voi v-ați spus ceea ce simțiți, iubirea pe care vă purtați unul altuia, indiferent de problemele prin care ați trecut. Sfatul pentru voi este oferiți-vă iubire unul altuia, pentru că doar așa veți putea trece peste obstacole. N-ar fi nimic exclus dacă această persoană vă face anumite mărturisiri pe rețelele de socializare. Să vă spună, nu știu, cât de mult vă iubește sau ceva de acest gen. Să vă facă poate chiar o declarație de dragoste pe rețelele de socializare. Cert este că această persoană, într-adevăr, vă iubește destul de mult. Această persoană, într-adevăr, poate pe din afară sau la prima vedere, ca să zic așa, poate să fie, să pară o persoană foarte iubitoare, o persoană foarte romantică, însă fiți atenți, atente, pentru că această persoană poate să fie tiranic-tiranică, superficial-superficială, dar în același timp și necredincios-necredincioasă sau chiar prăpăstios-prăpăstioasă, da? Deci nu este acel gen de persoană care, dacă la prima vedere sau poate că voi ați cunoscut această persoană pe rețelele de socializare și vorbind cu această persoană pe rețelele de socializare, da, pare o persoană foarte romantică, pare o persoană foarte de încredere, însă în realitate nu este chiar așa. Adică încercați să vă întâlniți cu această persoană pentru a vedea într-adevăr cum este această persoană. Această persoană este posibil chiar să, poate chiar să facă această relație de dragoste sau cerere în căsătorie pe rețelele de socializare doar pentru a vă impresiona mai mult, dar nici de cum pentru a duce această relație la bun sfârșit până într-un mod destul de armonios. Cert este că, da, într-adevăr, există sentimente între voi doi, dar mai mult sentimentele aș putea spune că sunt de partea voastră decât din partea celelalte persoane și foarte curând o să vă rănească. O să spun niște cuvinte care nu o să vă facă plăcere și o să vă simțiți destul de răniți, rănite. Această persoană are obiceiul de a vă critica și autocritica destul de mult, însă nu într-un mod constructiv. Este momentul în care intervine despărțirea dintre voi doi cu tot ceea ce implică ea. Dacă nu încercați să planați conflictul și nu veți avea de ales, această relație se va destrăma. Această relație, voi și cu această persoană vă veți despărți. Da, într-adevăr, nu este o despărțire definitivă, pentru că această persoană se va mai întoarce la voi, însă asta nu înseamnă că își schimbă comportamentul față de voi. Această persoană, în momentul în care vă certați după pentru împăcare, vine și vă oferă acele vorbe, acele sentimente, acele cadouri frumoase doar pentru a vă îndupleca, doar pentru a vă face să vă întoarceți din nou și din nou la această persoană.
Acestei persoane îi place să iasă victorios, victorioasă din orice relație, din orice situație. Îi place ca, indiferent cât de umilește pe cei din jurul său sau pe cine jignește și cum jignește, important că el sau ea se simte bine. Nu are nici un fel de scrupule, nu are niciun fel de... Aș putea să spun că este o persoană care nu este empatică cu cei din jurul său și se hrănește din suferința celor de lângă el sau de lângă ea. E clar că voi veți pleca foarte curând de la această persoană, dacă încă n-ați făcut-o deja și vă veți despărți de această persoană, am mai spus-o și mă repet, dar cumva problema este că din toată această situație, cele mai rănite sunteți voi decât cealaltă persoană. Acum, na. Ideea este să această rană pe care această persoană vă face nu este prima dată, dar voi v-ați tot reîntors la această persoană crezând că lucrurile vor merge într-o direcție pozitivă. Însă, din păcate, lucrurile au degenerat și degenerează din rău în mai rău. Atenție la ce veți face pe mai departe cu această persoană. Eu cam atât am avut de spus. Indiferent de sentimentele acestei persoane, încercați să gândiți, cum se spune, și rațional, nu doar cu inima, pentru că altfel vă faceți rău singur sau singur. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere!